Tone de deșeuri periculoase au fost găsite în această dimineață pe un câmp din comuna Robănești. Mormane de cenușă și zeci de butoaie care conțin o substanță de culoare neagră, a căror proveniență nu se cunoaște deocamdată, au fost transportate cu un camion ce se deplasa dinspre localitatea Coșoveni în noaptea de joi spre vineri și aruncate pe raza comunei Robănești. Camionul, precum și un alt autoturism care se deplasa în fața acestuia, au fost surprinse de camerele de supraveghere din localitate. Am fost sesizați de cetățenii din comună care tranzitează acest drum, mergând la serviciu, că există depozitat, aruncat pe partea carosabilă, unde este asfalt, deșeuri periculoase, saci cu cenușe rezultate din topiri de materiale periculoase, nu știu ce să zic, bidoane, undeva la peste 100 de bidoane care erau înșirate pe toată partea carosabilă. Am anunțat autoritățile, am sunat la poliție, la garda de mediu. Am identificat mare mașina, la ce oră a intrat, am surprins pe camerele de la vedere, la ce oră a intrat în comună, ce încărcătura se vedea în mașină, acum rămâne să identificăm numărul mașinii. Autoritățile locale au anunțat instituțiile abilitate încă de la primele ore ale dimineții la fața locului, prezentându-se echipaje ale Inspectoratului de Poliție Dolj pentru a cerceta cele sesizate, urmând ca pe baza înregistrărilor video să fie identificate cele două autovehicule implicate, precum și proprietarii acestora.